lumii. Imaginile pe care le-ați urmărit au încercat să concentreze, într-un timp cât mai scurt, explozia de bucurie care a însoțit această trecere. Am urmărit împreună, într-un maraton de televiziune, înaintarea anului nou pe glob. La New York, 2 milioane de oameni au numărat într-un glas ultimele 60 de secunde ale mileniului, în timp ce uriașul glob de cristal din Times Square era coborât și tone de confeti cădeau peste piață. Washington, peste 300.000 de persoane, printre care și familia prezidențială, s-au adunat pe esplanada din fața Congresului ca să participe la Gala Mileniului, un spectacol de muzică, lumină și culoare. Britanicii au dat planetei cel mai mare spectacol din istorie, scrie astăzi presa londoneză. La Londra, în pofida ploii, milioane de spectatori au aplaudat frenetic gigantica demonstrație pirotehnică de peste Tamisa. Francezii au trăit și ei o noapte ferică. Mii de artificii au fost lansate de pe turnul Eiffel, după care mulțimea s-a adunat în Champs-Élysées, unde s-a dansat până în zori. Centrul Berlinului, la Poarta Brandenburg, 2 milioane de persoane au dansat în ritmuri de rock, în timp ce pe cerul capitalei germane explodau mii de artificii. Rușii au trecut în anul 2000 cu un nou președinte și cu speranța că viitorul mileniu le va aduce grandoarea de odinioară. La miezul nopții, rușii au urmărit pe un ecran gigant instalat în Piața Roșie ultimul discurs al demisionarului Boris Yeltsin, după care au deschis sticlele de șampanie și au lansat petarde. Am intrat și noi în această sărbătoare mondială când ceasurile au arătat miezul nopții. Iar imaginile demonstrează ceea ce noi știm deja. Românii au sărbătorit anul 2000 la fel ca orice altă mare națiune din lume. În capitală, cei peste 100.000 de oameni din Piața Revoluției au avut parte de focuri de artificii, râuri de șampanie, confeti, jocuri de lumini, muzică bună și multă, multă speranță. Pe care am. Ăsta a fost cel mai reușit. ProTV-ul și-a dovedit clasa încă o dată. Și-a dovedit că sunt oameni profesioniști și oameni care se pun de cuvânt. Ai venit singur asta cu prietenii? Cu prietenul? Cu prietenii?
cu prietenii, sigur că fantastic. Da. Toată ziua am urmărit transmisiile din alte țări și ne-a plăcut. Și ne doream să avem și noi aici ceva similar și am avut. Reveliunea ProTV a ținut 11 ore. 35 dintre cele mai bune formații românești au electrizat mulțimea care a petrecut Revelionul în Piața Revoluției. Spectacolul, fantastic, nu există cuvinte! Ceva demențial! Cred că e cuprinde tot. Ce v-a plăcut cel mai mult? Într-adevăr, jocul de artificii a fost extraordinar. Și muzica, muzica. Vrei tu să le urezi celor care sunt acum în piață? La mulți ani! Reveliunea ProTV a intrat de acum în istorie. Succesul spectacolului, bucuria sutelor de mii de oameni care au venit în Piața Revoluției, ne ambiționează ca la anul să vă oferim o petrecere de 2000 de ori mai fascinantă. La maternitatea Spitalului Clinic Universitar din București s-au născut azi noapte 5 copii. Una dintre fericitele mămici este Felicia Anton, de 30 de ani, care își dorea foarte mult un copil. Vă gândeați că o să nașteți chiar în noaptea Revelionului 2000? Nu, trebuia pe la mijlocul lunii ianuarie. Și de când așteptați acest copil? De 3 ani, de când tot ne dorim să avem și noi un copil. Fetița Feliciei va fi botezată Anastasia, care înseamnă cea fără moarte, pentru a le aminti mereu părinților despre dragostea lor. Acesta este ultimul care s-a născut. Trăim alături de fiecare mică emoția nașterii copilului lor și ne bucurăm alături de fiecare. 10 de copii poartă deja pe certificatul de naștere dată de 1 ianuarie 2000. Ei vor afla mai târziu că s-au născut sub semnul speranței și că au oferit părinților lor un revelion de neuitat. Mihai Constantin, ProTV. La capitolul prima nuntă a anului au câștigat tot neozelandezii. Nici românii nu sunt însă mai prejos. În Pitești, 44 de tineri au început anul spunând da în fața primarului. Ei s-au căsătorit în primele ceasuri din anul 2000. Pe cei 44 de tineri și pe nuntașii lor, miezul nopții a prins la ușa primăriei. Primii la rând au fost Alexandru și Georgiana, adică exact aceia care au avut primii ideea să se căsătorească de Revelion. Sunt foarte bucuroasă, în primul rând, că m-am căsătorit și toate gândurile bune. Ca să meargă totul repede, primarul orașului a oficiat apoi câte 3 căsătorii deodată. Este un moment unic în viața noastră, emoțiile sunt inevitabile, suntem fericiți pentru că Dumnezeu ne-a unit destinele la început de an 2000. Este o bucurie imensă că la această oră, la acest ceas, la aceste prime clipe ale anului 2000, primăria municipiului Pitești este inundată de oameni veseli, doritori de a păși în viață. După ce s-a ciocnit câte un pahar de șampanie, toată lumea a plecat să sărbătorească evenimentele. Câteva persoane au murit și aproape 1000 au fost rănite noaptea trecută de petarde și focuri de artificii. Totuși, spre deosebire de alți ani, Revelionul 2000 a fost mai puțin violent. Nici România nu a lipsit din bilanțurile triste ale nopții dintre ani. La Roma, 2 oameni au murit și un altul și-a pierdut o ureche în urma exploziei artificiilor. Un norvegian, captivat de spectacolul de pe cer, a căzut de pe o stâncă și a murit. Toate previziunile autorităților cu privire la atentate au fost infirmate peste tot în lume. Violențele nu au lipsit însă cu totul. Într-un mic sat din Africa de Sud, în timpul sărbătorilor de Revelion, 4 persoane au fost împușcate de un bărbat, iar în Danemarca, 5 polițiști au fost răniți de o sticlă Molotov aruncată de niște tineri emigranți. În România, alcoolul a făcut noaptea trecută cele mai multe victime.
La ora 2 noaptea, la secția de terapie intensivă a Spitalului de Urgență din București, erau internați deja 8 tineri în diferite stadii de comă alcoolică. Au băut foarte mult, s-au îmbătat, le-a foarte rău, s-au lovit, au vărsat, au stat în zăpadă, dezbrăcați. Doctorii de gardă spun că tinerii au căzut mai ușor prada alcoolului din cauza frigului de afară. Temutul virus al mileniului a fost marele absent de la întâlnirea cu anul 2000. După 24 de ore de stat cu ochii în calculatoare, experții din toată lumea au răsuflat ușurați după ce au constatat că schimbarea anului s-a petrecut fără probleme. Cei mai pesimiști avertizează însă că omenirea trebuie să mai aștepte măcar 2 săptămâni înainte de a uita complet de problema mileniului. Lumea s-a temut de o eroare informatică. Computerele ar fi putut confunda anul 2000 cu 1900. Dar miezul nopții dintre ani a fost blând. Nu a fost nicăieri niciun incident major, anunță comunicatul Centrului de Cooperare Internațional pentru Problema Mileniului. Acest organism a fost creat sub egida ONU și reunește 170 de țări. Vești bune au dat și specialiștii ruși și americani, care într-un bunker din Colorado au supravegheat sistemele de lansare a rachetelor nucleare. De teamă, companiile aeriene și-au suspendat zborurile. Trenurile s-au oprit pe traseu, iar băncile și-au mobilizat funcționarii de teama colapsului finanțelor. Nici în România nu au fost semnalate până acum probleme provocate de trecerea în anul 2000. Gata! La mulți ani! Uite, 2000 a apărut clar, tot e ok. Sistemul energetic național a trecut în anul 2000 fără niciun fel de probleme. Specialiștii români știau că așa numitul virus al mileniului nu afectase niciunul dintre sistemele energetice ale statelor din Orient, care trecuseră în anul 2000 cu câteva ore înaintea Bucureștiului. Dispeceratul energetic național din București era pregătit să descarce 950 de megawați dacă mari consumatori industriali ar fi redus consumul de teama virusului mileniului. Pentru situația în care consumul ar fi crescut în preajma orei 0, exista o rezervă de 1200 de megawați provenită de la hidrocentrale. Nici în sistemul informatizat de acces în metroul bucureștean nu au apărut anormalități. Nu mult după ora 0, românii au transmis la rândul lor prin internet mesaje liniștitoare pentru vecinii din vest. Virusul mileniului nu a avut niciun efect asupra rețelei telefonice din România. Un pic că traficul a crescut, ca de obicei, un pic mai mult, chiar am ajuns la limită maximă, cum s-ar spune. 771-0303, convertirea noastră cu Germania. Păi și voi trebuie. Așteptați, vă rog. Ultima noapte a anului 99 ne-a dus o ninsoare cum nu s-a mai văzut de mult. Troienele au depășit pe alocuri 2 metri și circulația a devenit un coșmar. Mai multe despre lupta cu iarna după o scurtă.